Într-o regiune există o anomalie gravitațională care face ca atracția gravitațională să fie ușor mai mică decât media globală. Aceasta înseamnă că o persoană care călătorește în acest loc ar putea slăbi, chiar dacă doar la nivelul greutății indicate de cântar. Fenomenul, deși subtil și detectabil doar cu echipamente de măsurare extrem de precise, este studiat de oamenii de știință de zeci de ani. Această variație apare din cauza modului în care este distribuită masa Pământului. În golful Hudson, gravitația este cu aproximativ 0,004% mai slabă decât media globală. O astfel de diferență, deși imperceptibilă pentru viața de zi cu zi, a generat mult interes în rândul cercetătorilor, care au dezvoltat două teorii principale pentru a explica această anomalie. Prima teorie este legată de epoca glaciară și de calota masivă de gheață care acoperea regiunea acum aproximativ 20 de milioane de ani. Greutatea enormă a calotei glaciare a împins scoarța Pământului în jos. Chiar dacă gheața s-a topit de mult timp, Pământul de sub golful Hudson încă se reface treptat, ridicându-se cu aproximativ 12 mm pe an. Această ridicare lentă creează o adâncitură în crustă, ceea ce duce la o masă mai mică în această zonă și implicit o gravitație mai slabă. A doua explicație are legătură cu activitatea mantalei Pământului, stratul de rocă topită aflată de sub crustă. Mișcările lente și constante din mantală generate de curenții de convecție exercită o forță asupra crustei terestre. În golful Hudson, acești curenți trag scoarța în jos, reducând astfel masa totală și intensitatea gravitației în regiune. În anul 2002, măsurători realizate cu ajutorul sateliților au validat ambele teorii. Astfel, gravitația scăzută din golf este cauzată de un fenomen combinat: ridicarea scoarței după topirea gheții din epoca glaciară și mișcările mantalei. Chiar și atunci când ridicarea scoarței va atinge complet nivelul de dinaintea perioadei glaciare, diferența gravitațională ar putea persista. Acest fenomen inedit face din golf un loc unic pe glob, dar nu o soluție viabilă pentru pierderea în greutate. Însă rămâne un subiect captivant de discuție și un fapt științific interesant, demn de menționat atunci când vrei să-ți surprinzi prietenii cu detalii fascinante despre planeta noastră, relatează realitatea.net.